Salutare coleguții și bine v-am găsit la un nou vloguleț. Ce vă prezint astăzi, băiețico? Nou model de DAF. Modelul cu pricina un XF. De față. Căceng. Legați la scaun. Îl dai cu piciorul. Eu în momentul de față sunt foarte mega captivat și impresionat. Volanul, din câte observ, și-a păstrat forma oare și cum, dar părțile laterale sunt mega mișto, unde ai comenzile. La asta s-a mutat cruise controlul pe stânga și aici intră în meniul lui. Cheița, am rămas cu aceeași cheiță. Sincer, acum e prima dată când mă urc în el. Doi din, frumos. Comenzile sunt aceleași la climă. Stirocolul e pus frumos la pat, unde era și înainte. Plus ce are ăsta suplimentar. Și geam la pătuleț. Bun. Hai să... îi dăm și o cheiță frumos. A, uite ce ecran mega, mega miștoare. Îi dăm o cheiță. Mega, mega tare. Mamă, ce afișaj mișto. Plus conexiune Android, bineînțeles. Avem. Ca să-i reducem aerul condiționat și turația ventilatorului să nu facă gălăgie. O chestie care e schimbat la Euro 6, la modelul ăsta nou, nu mai avem aici avem butonul sfânt, dar nu mai avem aici comenzile de la schimbătorul de viteză pe automat, îl avem aici frumos ca și la Scania și ca și la Mercedes. Butoanele de eco-off am plasat aici. Pe asta la altă parte frumos, comenzile de la faruri. Plus alte chestii mișto. Volumul de la intensitatea de la aerul din ăsta de la aer e mega mișto, uite cum îi dai drumul. Super tare. Da, display-ul bestial. Ui, mega mega bestial. Super, super tare. Să vedem dacă îl pun pe... să nu-i dau drumul, să și margă numai să... să am afișat, să-i pun numai contact on board. Reduc volumul aici să nu fac gălăgie. Traction control aici, sunetul spate, bipăitul, echilibrarea aici. Deci putem să-i oprim regenerarea, butonii care le avem și pe altul. Buton de avarii. Ce bisteală aici, suportul de pahar, sfântul suport de pahar, plus mega troca. Aici mai avem un suport, plus priza e băgată aici, frumos, plus un USB pe care se face conexiunea de tethering la bord. La bord până nu o să am ocazia să-l butonez eu, să-l iau la drum, să-mi dau seama de cum funcționează. Nu pe am ce să vă zic, dar pot să zic că e mega, mega mișto. Avem și intensitate în bord care putem să o reducem frumos aici, de la, să-i luăm volum. Bang, bang. Pentru noapte ne afișează numai viteza și ce mai setăm noi aici. Putem să-i personalizăm toată partea de bord din partea de jos. Hai să încerc să fac o conexiune la comenzile de la oglinzi, au rămas în același loc, geamuri, închidere. Ce văd aici, că modelul ăsta nu are night look, chestie care nu mă încântă, dar o să, sigur o să fie care o să aibă. Bun. Frumos, frigiderul.
Avem aici suport de sticlă de apă care cicoțâne rece. Așa, mai avem aici o măsuță cum avea și cerveți. Plus înăuntru. Destul de mărișor, văd că gura dentară e un pic mai mică. Așa. Bun. Aici avem și supat. Lădiță frumos, cu alte două suporturi de sticlă. Destul de mare. Aici mai avem încă o lădiță în partea dreaptă. Lădiță și dincolo cu care comunică cu exteriorul. Ăsta e un model cu trapă. Luminozitatea, văd că cum era la modelul vechi pe aici, e mutată sus. De aici controlăm luminozitatea înăuntru. Night. Frumos, ăsta văd că merge pe portocaliu. Așa. LED frumos. Bun, să-l oprim. Proiectoarele sus, jos, din nou sunt aici. Erau pe aici girofare și nu știu ce. Lădițele. Sunt mega, mega mișto. Incorporate. Spație depozitare, ca și la Space Cabola nou. Oglinzele mega mișto, ca și la Scania. Eu unul foarte, foarte impresionat. Prezența de mânuță cu butonul de pornire în rampă, aici de sub. Facem frumos și o conexiune la USB, după cum v-am spus, frumos. Să vedem cum afișează Android-ul. Acum conectăm frumos la 2 din. Transfer de fișiere, vă cred că automat, uite, automat s-a și conectat frumos la telefon, înainte, deci simplu, două înainte și automat el s-a conectat, deja avem afișaj pe Word, după telefon bordul e fenomenal aici cu unde punem lucruri cu masa, vă arăt după aia și, dar cred că vă arăt acum. Plus masa care vine până lângă pat. Așa. Mirror control frumos printr un cablu USB conectat frumos. O să aveți posibilitatea să intrați. Messenger, Waze. O chestie mega mișto. Avem și Game Snake. Maps, o chestie super tare, YouTube Music. Bineînțeles că putem și personaliza, ca de exemplu, cel puțin chestia cu Maps-ul, e o chestie care chiar era necesară, ia să-i dăm un traseu către frumos de lumilor. E exact ceea ce lipsa după camionele noastre cu care lucrăm, e o chestie mega, mega mișto, uitați, avem Google-ul aici frumos în afișaj. Eu sunt foarte impresionat, de să vedem un setări dacă avem și Street View. A, uite. Deci trebuie, mă, băieți. Ajungi frumos la firmă. Și direct după telefon verificăm conectat la verificăm exact locația. Deci e mega, mega tare. Chestia asta plus, bineînțeles, speakerul care avem conectivitatea prin Bluetooth. Butonul frumos oprim. Sau scurt. Aici. Mega mișto. Cheița a rămas aceeași. Cheița de la DAF. Nu mai avem aici chestia respectivă de tras în sus. Prindem mânerul în mână, strângem de aici să deschizi. Auzi ce fain să închide ușa. Bang!
Mă, băiețe, abia aștept să facem vlogulețul în care o să mergem cu un model de DAF din ăsta, mega, mega mișto. Avem două tutere frumos pe boxe, la fel ca și în cel vechi, plus subwoofer sub scaune, plus ce avem în oș. Așa, a rămas aici frumos dicotul conectat. A, nu. Aici ai cel vechi device-ul înainte. Buton de avarie frumos, scaunul din dreapta care îi se ridică. Le facem acolo spațiu cât vrem noi. Care nu știu exact unde, de unde încă. Dar la se ridică și avem acolo spațiu frumos, se ridică și șezutul ca la autobuz. Bordul e mega mișto, plus, cum spuneam, masa care e mega mare. Se luăm contactul, că deja face gălăgie, că e pe contact și consumă. O chestie care, bineînțeles, că nu avea DAF-ul. Asta să vă arăt cum se... Ia uitați cum se pune la asta volană. Ca și la Scania. Bang! Și avem aici spațiu până lumea. Nici lumea are pe orizontală perfect. Asta e o chestie mega, mega tare. Avem tot pe parte, cât și pe alta. Astea de aer, care ne vor da direct pe burtă, pe piept unde le reglăm. Avem în partea din dreapta din nou două. Deci eu sunt mega, mega impresionat și abia aștept să-l conducem împreună, să vedeți și voi cum se manifestă nou model de dăfuleț. Deci, băi, mega, mega frumos. Asta e un model XF, după cum v-am spus. Relativ destul de micuță cabina, dar XG-ul are cu 30 km de centimetri cabina mult mai lungă înspre spate. Deci merită. Merită să conduce o mașinuță e genul. Bun. Iar curând revenim la noastre, la un nou vloguleț curând pe YouTube. Asta am făcut numai un intro, că am prins pe nou model de DAF care îi mega mega mișto. Și rămânem noi la ciorbele noastre. Când am ocazia, îl iau și pe modelul ăsta la drum să vă spun cât de impresionat, plăcut o să fiu. Cred asta. Să sperăm că nu mai plouă un păpuci, că bă, că asta-i tot aici. Nu știu că e mai înaltă lădița asta.